Bună, dragilor! Bine ați venit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, ne vom ocupa astăzi de citirea pentru energia prezentă, pentru energia actuală, care este cam fâșneață, ne cam dă de cap. Vă rog mult de tot să țineți cont de faptul că suntem mulți, energia este una colectivă, noi suntem fiecare unici, originali și să vă folosiți discernământul în alegerea mesajelor de aici și de pretutindeni în general, mă gândesc că e o idee bună, să luați doar ceea ce vă ajută și ce nu să lăsați deoparte, că e cel mai bine așa. Bun, am pe masă două cărți. Voi face două grupuri. Prima spune dorințele ni se îndeplinesc și cea de-a doua spune aleg dragostea. Vom vedea cum rezonează mesajele acestea, dar mă interesează cărțile cu care dintre ele rezonați ca să știm grupul numărul 1, grupul numărul 2. Vom vedea în funcție de aceste două mesaje ce se întâmplă aici. Bun. Vom începe cu cărticica care spune ni se îndeplinesc dorințele. Să vedem ce dorințe avem aici și cum ni se pot îndeplini. Voi face tot așa câte o carte pentru sferele importante din viața noastră. Pentru dragoste, pentru bani și carieră și pentru sănătate. Haideți să vedem ce dorim noi să ni se îndeplinească ceea ce ține de dragostea noastră. În dragoste, voi acum sunteți pusnicul, sunteți eremitul, fie ați dorit să intrați așa într-o sferă de izolare, fie vă simțiți obosiți și v-ați retras cu gândul să căpătați mai multă claritate mentală, să vă vindecați, să căpătați o înțelegere mai largă, mai complexă și mai profundă asupra evenimentelor din viața voastră. Vă uitați către viitor, căutați lumină, căutați căldură. Cel mai probabil sunteți triști, nu vă aflați neapărat într-un loc bun. Fie ați fost puși aici de univers, fie singuri ați hotărât că este bine să parcurgeți această etapă importantă din viața voastră, mai introspecți, mai conștienți de sine, mai axați pe voi și pe sufletul vostru. Poziția în care stă aici personajul acesta este una destul de defensivă, de închisă. Inima voastră vrea să fie deschisă, dar gândurile voastre, da, luptă cumva în opoziție cu sentimentele voastre. S-ar putea să vă judecați un pic cam aspru, s-ar putea să fiți un pic cam critici cu voi înșivă și să proiectați cumva în viitor această vibrație ușor critică și să nu vă servească neapărat, ci din contră să vă închidă aura, să vă încurce planurile, să spunem. Veniți după o perioadă de încărcătură, după o perioadă de întuneric, să-i spunem, după o perioadă în care soarele nu a prea strălucit aici. Haideți să vedem ce se întâmplă. De ce avem pusnicul aici? Din nou se clarifică pusnicul cu doiul de spade. Doi de spade aici. Este foarte interesant că are tot munții în poză, da? O amânare. V-ați izolat pentru că nu aveți de ales, probabil. S-a amânat ceva sau soluția pe care voi o căutați întârzie să apară.
Nu vă este ușor, indiscutabil, însă să știți că sunteți ghidați pas cu pas de către divinitate, de către ajutoarele voastre din planul subtil să vă susțineți energia și viața. Veți găsi răspunsul atunci când veți deschide ochii. Este o perioadă benefică, această tranziție către o stare mai alertă. Introspecția de multe ori ne ajută. Nu aveți răspunsurile acum pentru ceea ce căutați în primă fază. Nu este o perioadă întâmplătoare, să știți. V-ați izolat, probabil din cauze emoționale. Apele au fost destul de agitate. Ce mai avem aici? Cinci de băte, conflict, concurență, competiție. Avem un număr 25. 5 și 25 pot fi importante pentru voi. Oamenii au fost critici cu voi, vă simțiți un pic înghesuiți. Da, clar, nu ați avut de ales, nu sunteți aici din pură intenție. Probabil că ați ajuns aici, este necesar să tranziționați, să treceți prin această perioadă pentru a putea depăși provocarea. Cineva s-a purtat nu foarte corect și nu neapărat cinstit cu voi. A existat ceva ceartă din aceasta pasională, așa. Poate la serviciu aveți ceva provocări sau un grup de prieteni sau în familie. Și tot aici avem regele de cupe. Căutați răspunsurile în legătură cu acest rege de cupe, cu acest om care este sensibil, este emoțional, uite, iubește copii, sau poate v-ați certat din cauza copiilor, dar este ca și când nu ați fost băgat în seamă suficient de mult. Vă uitați către a rezolva un conflict cu omul acesta, cu persoana aceasta la care voi vă gândiți. Să știți că ei sunt disponibili emoțional. Sunt niște oameni care, în egală măsură, au avut de-a lungul vieții probleme, provocări, traume emoționale. Au și ei povestea lor. Dar există cale de remediere aici. Pentru că aveți protecție, pentru că energia voastră este susținută. Am auzit ceva de genul Andrei, poate are legătură numele acesta cu voi sau poate când este Sfântul Andrei să primiți vreo veste, ceva în sensul acesta. Și încă o carte, se clarifică eremitul cu eremitul. Deci este clar o perioadă de pauză. Este bună și aceasta, pentru că și persoana aceasta la care vă gândiți trece prin același lucru ca și voi. Dacă acum sunteți supărați și certați, e bine să lăsați un picuț de timp să treacă, pentru că situația se remediază. Adică, dacă acceptați iertare sau nu, dacă așteptați să-și ceară scuze sau voi vreți să vă cereți scuze, o puteți face. Amândoi sunteți față în față, dar separat și izolați unul de celălalt. Există iubire cumva aici, dar în acest moment situația este pusă pe pauză. Bun. Iau o carte oracol pentru iubire.
să integrați ceea ce știți în acest context. Cartea aceasta spune următorul lucru: să luați lucrurile pe care le aveți deja, evenimentele care s-au petrecut deja, să le înțelegeți și poate să le dați o amploare mai mică decât o faceți deja, sau poate că trebuie să treceți așa prin tot ce s-a întâmplat și să înțelegeți mai bine istoria și povestea, pentru că dacă voi vă doriți să vă împăcați cu omul acesta care este aici în separare și în izolare și el față de voi, șansele ca dorința să vi se împlinească sunt majore. Bun. Bani și carieră, muncă și iar muncă, echipă. Sunteți pe un drum foarte bun. Bugetul vostru este stabil, se construiește, este în continuă creștere, puțin câte puțin ajungem acolo unde trebuie. Aveți undă verde să explorați mai multe opțiuni financiare, să găsiți mai multe modalități de a face bani. O modalitate o știți deja, două vă sunt necunoscute, dar există încă două posibilități pentru ca voi să vă măriți bugetul. În carieră sunteți apreciați de colegi, sunteți în regulă, este destul de multă liniște aici. Avem împărăteasa, un taur, banii vin către voi, veți fi împliniți financiar, dacă așteptați o mărire de salariu sau dacă așteptați un bonus sau dacă așteptați pe cineva să vă înapoieze banii, o va face. Nu veți duce lipsă de bani, cel puțin în prezent, în perioada următoare. Aveți în permanență surse și resurse financiare, surse să faceți bani și resurse să îi dobândiți. Aveți în permanență probabil teama asta de a nu rămâne fără. Nu veți rămâne fără, poate aveți nevoie de bani pentru o achiziție imobiliară, poate vreți să ajutați pe cineva, nu vă mai temeți pentru că nu este cazul, sau vă temeți că un prieten, cineva apropiat sau cineva din familie are să vă înapoieze o sumă importantă de bani și că poate nu o face. Veți primi tot ceea ce meritați înapoi, tot ceea ce este al vostru. Și încă o carte. Da, sunteți necăjiți pentru că nu știți dacă fie primiți o mărire, fie dacă vă veți descurca financiar, fie dacă acest prieten sau cineva apropiat vă mai înapoiază ce are să vă înapoieze. Cu împărăteasa aici veți rezolva absolut tot ceea ce vă ține acum puțin pe jar și vă macină. La sănătate avem iată 4 de băte. Sunteți bucuroși, sunteți liniștiți, chiar dacă poate acolo lucrurile, cel puțin la nivel de, nu știu, poate inimă, plămâni, chestii de genul acesta, ficat, oboseală, să aveți grijă de ce am enumerat. Sunteți bucuroși, sunteți fericiți, nu este nicio provocare aici. Am greșit setul. Iată, vă bucurați. Scăpați de niște probleme, scăpați de niște temeri medicale, sunteți bucuroși, nimic complicat. Ia uitați, sunteți împliniți, sunteți bine,
Sunteți relaxați, totul este stabil la nivelul vostru, la nivel de sănătate, adică. Toate lucrurile sunt în regulă cu 10 de monede aici. Bun, mai iau câte un simbol pentru fiecare lucru. Pentru dragoste avem planeta Saturn. Separarea de acum va lua sfârșit, era necesară, sau separarea sau lipsa de comunicare, dar lucrurile se rezolvă așa cum vă doriți voi. Cu banii avem aici o vrăbiuță, o pasăre, veți primi mesaje, nu puteți acum să vedeți imaginea completă, imaginea de ansamblu, dar veți primi foarte curând mesaje despre rezolvare și despre tot ce am spus mai devreme. Iar la sănătate avem inițiala V, V de la victorie, poate ați avut ceva temeri și asta înseamnă victorie. Bun, ca semne, așa avem aici, am spus fecioară, Taur, Leu, Balanță, Capricorn, Taur, Fecioară, Vărsător, Rac, Taur și Leu. Evident, nu se exclud nici celelalte. Poate vă ajută informația. Bun, cam acestea pentru voi, dragilor. Merg mai departe către următorul grup. Să vă fie de bine, să vă fie de folos și să ne reauzim sănătoși. Bun, pentru cei care au ales grupul cu numărul 2, care spune alege dragostea, să vedem ce avem aici, câte o carte pentru ramurile importante din viața voastră, dragoste, bani și carieră, sănătate. Pentru dragoste, bătăi de cap, compromis, gânduri. Cineva vă vorbește, vă dă vești, vă spune, vă cântă în ureche lucruri care nu vă plac, lucruri care nu vă ajută, lucruri care nu vă favorizează. Poate despre persoana la care voi vă gândiți sau persoana la care voi vă gândiți vă spune lucruri care nu vă plac, care nu vă ajută, care nu vă fac fericiți. Mintea voastră este acum ocupată și tulburată, mult prea mult, mult prea tare. Ochii sunt în jos, compromisul în care sunteți cumva vă rușinează. Simțiți o formă de vină pentru evenimentele recente. Apele în spatele vostru sunt extraordinar de agitate. Simțiți așa că vă bubuie, vă explodează capul. Asta poate fi și energie de berbec. Ca semn aici avem vărsătorul. Poate rezonează. Șapte de monede. Așteptați o soluție, așteptați să ieșiți din acest compromis, așteptați să finalizați o situație, așteptați să aflați dacă persoana cu care voi sunteți sau cu care ați fost v-a fost loială, așteptați. Mai există posibilitatea aici ca voi să bănuiți că cineva din grupul vostru de prieteni este implicat într-o relație, poate cu persoana aceasta. Așteptați să vă fie persoana la care voi vă gândiți alături. Ați făcut tot ceea ce se putea și chiar acum este un moment în care nu aveți altceva mai bun de făcut decât să așteptați să vedeți cum evoluează lucrurile.
În mod evident aici, viitorul pentru voi înseamnă progres și înseamnă că veți rezolva, înseamnă că deznodământul va fi unul favorabil. Extraordinar! Se clarifică cinciul de spade cu cinci de spade. Bun. Aveți o pasiune pentru cineva despre care nu știți dacă v-a fost loial sau nu, sau nu știți dacă vă este loial sau nu. Un om cu care ați trecut prin multe, un om pe care l-ați cărat în spate, un om de care tot aveți grijă, un om care v-a rănit. Vreți ca el să vă aleagă sau voi vreți, îl vreți în continuare? Șapte de spade. Șapte de spade, dragilor. Veți afla adevărul. Ăsta este deznodământul despre potențiala trădare. Mai există posibilitatea ca voi să vă sabotați singuri, să vă faceți gânduri mai multe decât v-ar fi dat ei de bănuit. Dar cartea șapte de spade vorbește despre adevăr omis, adevăr ascuns, despre o trădare. Comunicare. O trădare poate la distanță sau sunteți la distanță și nu puteți să comunicați față în față, să le vedeți limbajul corpului, să le vedeți mimica, gesturile, ca să vă dați seama. Dar veți vorbi despre toate aceste aspecte și veți afla adevărul. Cavalerul de spade. Veți afla adevărul prin a fi un mic detectiv. Veți vedea niște mesaje, veți vedea niște poze, niște like-uri, cum e pe mediile acestea sociale. Vă prindeți de ceva anume, faceți niște asocieri care vă clarifică situația. Aflați adevărul. Dacă vă temeți că cineva nu v-a fost loial, veți afla adevărul. Dacă vă doriți ca persoana aceasta să se întoarcă către voi, să știți că se va întoarce poate către voi, dar va face același lucru. O carte oracol. Creator și un semn de pământ aici. Ca și semne avem săgetător, vărsător, gemeni, taur. Nu, și nu neapărat, dar iată că este semn de pământ aici. Și ca și creator, ce înseamnă creator? Că voi alegeți aici cu cărțile acestea două, voi alegeți cum veți acționa cu acest om. Veți avea în viitorul apropiat puterea să alegeți și nu veți mai avea cum să amânați această decizie. Va trebui să luați o hotărâre, indiferent că aceasta vă place sau nu. Bani și carieră, cumpătarea, temperanța. Este nevoie de un pic de răbdare aici. Dacă făceați parte din ceva conflict sau aveați vreo apăsare, vreo provocare în aceste două direcții, aceasta se va rezolva, se remediază situația, va fi necesar să fiți un pic răbdători în această privință. Unii dintre voi poate lucrați în străinătate, unii dintre voi lucrați în ceva care are legătură cu drumuri, să tot faceți drumuri. Dar aveți nevoie de un răgaz, este nevoie să fiți un pic răbdători. Șapte de spade.
Și aici situațiile de se remediază. Această energie cumva ce ne înconjoară în momentul prezent. V-am spus că este un pic teribilistă așa. Mai este și Mercur retrograd. Ce să faceți voi în sfera aceasta a serviciului și a banilor, a carierei, să evitați să semnați contracte, poate acum, dacă chiar nu este cazul, sau să fiți de două ori mai atenți când semnați un contract sau când acceptați vreo ofertă de orice natură sau când cineva vă promite ceva, pentru că sunt șanse să nu se țină de promisiune. Și aici avem 9 de monede. Dar până la sfârșit, v-am spus că se remediază, intrați înapoi în puterea voastră, problema se remediază, obțineți banii pe care îi doriți, însă există amânări și un pic de haos aici în comunicare și în discuții. Pentru sănătate, 2 de spade. Poate unii dintre voi au probleme cu ochii. Poate unii dintre voi au probleme pe la brațe, ceva. Vă îngrijorați pentru sănătate. Voi sunteți îngrijorați, nu știți ceva sau vreți să vă faceți niște analize pentru că este ceva aici ce vă macină, ce vă deranjează. Dar s-ar putea în egală măsură să vă îngrijorați degeaba. Regele de cupe. Vă îngrijorați așa la nivel emoțional, sunteți în sfera aceea în care poate suferiți din dragoste sau sufletul vostru are nevoie de mai multă claritate. Aveți nevoie să vă aliniați mintea cu sufletul. Regele de cupe spune că trebuie să vă oferiți mai multă iubire de sine, mai multă atenție și mai multă grijă în ceea ce ține de toate semnele de apă, pești, scorpion, rac, adică piept, sistem limfatic, tot ce ține de organele genitale, că sunteți femeie, că sunteți bărbat. Și judecata. Veți afla, există vindecare aici, există reparare, există regenerare. Aveți sprijin, aveți ajutor divin să depășiți orice potențial nefavorabil credeți voi că aveți aici. Unii dintre voi, exact cum am spus, ar putea să vă îngrijorați degeaba. Bun, voi lua câte un simbol pentru fiecare sferă. În situația voastră de iubire, decizia, după cum spuneam, va aparține. Claritatea mentală o veți căpăta. Adevărul acesta vă pune într-un loc în care și din care veți evolua. Și veți fi mai bine decât sunteți acum, indiferent de ce decizie luați în cele discutate mai devreme. Aici avem un dublu V. Banii pe care voi îi așteptați au legătură cu străinătatea. Primiți energia banilor mai bine în viața voastră decât să vă sabotați. Poate sunteți nerăbdători, însă aveți un picuț de răbdare că se rezolvă. Mai iau unul aici. Planeta Saturn. Se rezolvă atunci când este momentul. Aveți ceva de învățat aici din provocările pe care le aveți acum. La sănătate avem o pisică. Da, poate este bine să vă faceți analizele. Pisicuța aceasta stă un pic în gardă. Dar, dragilor, pisicile au și 9 vieți, adică vă treceți voi și peste asta, orice tip de provocare ați avea. În egală măsură, trebuie să vă ascultați puțin și intuiția și să nu mai fiți așa mental, să vă duceți mereu cu gândul către boală.
dacă este cazul și se aplică. Cam atât, vă mulțumesc tare mult, să fiți bine, să fiți sănătoși și până pe data viitoare vă îmbrățișez. Pa, pa!